Salutare! Săptămâna aceasta îl avem pe Warwick, vânătorul de sânge. Cândva un om respectat pentru talentul lui de a găsi specimene umane destinate celor mai întunecate experimente așa zis științifice, Warwick a ajuns să devină el însuși un experiment. Și mai mult de atât, un experiment incomplet. În Zaun, fiind cunoscut ca un mijlocitor de cobai umani, acesta era solicitat tot mai mereu pentru a inventa și obține tot felul de creaturi. Care mai de care mai ciudate? Prietenul său, Sinje, era cel care l-ajuta. Pentru a obține o licoare miraculoasă, acesta avea nevoie de trei ingrediente. Argint din insulele umbrelor, colțul unui lup uriaș flacăr aurii și inima unei ființe celeste. Obținând cele două ingrediente, ultimul părea să fie cel mai greu. Mergând până în Ionia, acesta eșuează în a o prinde pe Soraka, ființa magică de care auzise că ar fi celestă. Înfrânt, acesta se întoarce la prietenul său, unde îi cere să-i dea licoarea incompletă, deși știa consecințele. Aceasta l-a transformat într-o creatură jumătate om, jumătate lup. Dar cu fiecare zi care trecea, partea sa umană dispărea, devenind o fiară fără control. Tot ce caută acum este creatura celestă pentru a-și putea termina transformarea și pentru a putea deveni o bestie de neînfrânt. Până la urmă, bestia ne ajunge pe toți din urmă. Sper că v-a plăcut și acest bonus, povestea lui Warwick mi-a plăcut tare mult și am încercat să-i rezerv cea mai mare parte din vlog. Nu uitați să lăsați o abonare ca să crească și comunitatea noastră. Ne vedem lunea viitoare cu Xaya, unde voi face un mic artificiu și o voi face împreună cu Rakan. Eu am fost Ana, pe data viitoare! Dream.